Bună seara, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față de la PTV. S-a încheiat anul școlar, mai mulți elevi liceieni din municipiul Bălți au susținut examenele de capacitate sau examenele de bacalaureat, iar mulți copii au mers la tabere. Despre aceste aspecte vom discuta în această seară cu viceprimarul de Bălți, doamna Lilia Sava. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Doamna Sava, anul 2017, mai exact anul de învățământ 2016-2017 s-a încheiat. Care sunt rezultatele? Cu ce se poate lăuda municipiul Bălți, mai exact instituțiile de învățământ preșcolare, preuniversitare, cum ar fi liceile? Da, desigur. Acum când putem spune într-adevăr că s-a încheiat anul de studii 2016-2017, căci au încheiat și au strunt ultimele examene și cei care au ținut bacalaureatul, am venit la sfârșitul anului cu realizări. Aș începe eu de la realizările din instituțiile din subordine care au fost în luna mai la clasele primare. Deci, testarea națională în clasa a patra în municipiul Bălți au susținut-o 1319 elevi. Au susținut-o toți bine, nu avem probleme la clasele primare, de aceea putem spunem cu dârzenie că 1319 elevi au fost cu succes au absolvit treapta întâia, treapta claselor primare clasă. Și le dorim succese în a doua treapta a învățământului, treapta gimnazială. Da, dar la capitolul gimnazic, examen de capacitate după clasa 9. Da. La capitolul susținerea examenului la gimnaziu, în municipiul Bălți avem 22 de instituții care au susținut la acest capitol examene. În baza hotărârii consiliilor profesorale au fost admiși la aceste examene 1095 de elevi. Din 1095 de elevi, ultimul examen la clasa 9 a fost susținut în data de 15 iunie. Deci, elevii absolvenții a gimnaziului au susținut total 4 examene, limba și literatura română pentru al oleg primul, matematica, apoi limba de instruire și ultimul a fost istoria românilor. Acum, în prezent, toate testele la toate 4 examenele se află în centru de verificare, care este anul acesta în Liceul Mihai Eminescu. Lucrările astăzi sunt deja verificate, dar așteptăm ca Ministerul Educației să ne poată da ca să putem converti nota. Adică rezultatele. Rezultatele sunt săptămâna aceasta. Deci noi până la sfârșitul săptămânii, până în data de, eu știu, 26-25, așteptăm să fie rezultatele. Sperăm că rezultatele vor fi nu mai puțin îmbucurătoare decât cei de la clasele primare, la treapta primară. Probabil vor fi mai bune ca anul trecut. Care este atitudinea? De exemplu, avem deja aceste camere de supraveghere. Cum sunt elevii? Sunt mai calmi? Sunt pregătiți din start pentru aceste probe? Am înțeles. Deci la acest capitol vreau să zic că camere de supraveghere sunt un lucru care este indiscutabil doar pentru examenul de bac. În clasa a noua, sub camere de supraveghere, au scris doar elevii unde instituția a avut posibilitate să-i așeze în săli dacă sunt camere de supraveghere. În rest, conform strictului necesar, clasa a noua se scrie într-o sală mare unde sunt toți elevii împreună, dar nu este obligatoriu să fie camere de supraveghere. Asta e primul. Ne gândim spre viitor, adică așa ni s-a promis la Ministerul Educației, că se vor face schimbări și va fi și aceasta o necesitate să fie camere de supraveghere. De aceea, clasa a noua nu au scris toți elevii sub camere. Au scris doar cei care au avut posibilitatea. Adică în sările centru, care au avut dotare. În sările care au avut dotare, da. Dar, și, paralel cu aceasta, vreau să zic că încă până când examenele de absolvire a gimnaziului au rămas să fie în fiecare instituție care a absolvit-o elevul. Deci n-au fost centre fără create. Centre. Fără centre, da. Mai complicat este de acum cu bacalaureatul. Cu bacalaureat. Dar la examenul maturității, bacalaureat, ce avem? Examenul maturității este cel care deja de 3-4 ani, într-adevăr, ne demonstrează că elevii trebuie să fie maturi și să înțeleagă. Deci aceasta este realitatea. Trebuie să fie totul clar, transparent, corect. Elevii trebuie să fie pregătiți și să demonstreze anume acele cunoștințe pe care au reușit să le acumuleze timp de 12 ani. Deja de 4 ani în municipiul Bălți elevii scriu în centrele de bacalaureat care au fost create 4 ani în urmă. Este Liceul Mihai Eminescu, Liceul Ștefan cel Mare,
Liceul Bogdan Petricei cu HD-ul și Liceul Vasile Alexandri. Acestea sunt patru centre de BAC. Anul acesta, în aceste patru centre de BAC, au fost înscriși 1157 de candidați, dintre care, din liceele teoretice ale municipiului Bălți, au fost 648 de elevi. Din colegii, 509 elevi. 509 elevi. Da. Deci, una din cerințe pentru a crea un centru de BAC este ca în centru să fie în jur de 300 de candidați. De aceea noi și avem 4 centre, pentru că dacă am avea candidați mai mulți, am avea 5 centre. Dacă mai puțin, am avea 3. Suntem cu 4 centre, pentru că așa este numărul care an de an este aproximativ același. Deci, să zicem, comparativ cu anul trecut, anul trecut au fost 1227 de candidați la BAC în municipiul Bălți. Anul acesta sunt 1157. Avem mai puțin cu 100 de elevi. Cu 100 de elevi mai puțin, da, în comparație cu anul trecut. Cu anul trecut. De ce avem cifra atât de mică? Sau... Avem cifra atât de mică pentru că chiar zilele acestea am trecut la liceul Ștefan cel Mare, unde domnul director mi-a comunicat că este luna iunie abia și el de acum are 16 cereri primase de plecare a elevilor din instituție. Deci pleacă elevii, pleacă părinții peste hotarele țării și de aceea își iau și copiii, indiferent de clasă. Eu vorbesc despre elevii, despre plecări. Este un lucru alarmant atunci. Este un lucru alarmant, de fapt, probabil pentru toată Republica. Noi, încă în municipiul Bălți, cât de cât am reușit să acoperim toate instituțiile de învățământ, avem elevi, avem o cifră de 21,6-7, adică cifra medie pentru fiecare clasă. Apropo, pentru a deschide o clasă trebuie să fie 25 de elevi. Noi aproape suntem de această cifră. Dar nu ține multe lucruri de noi, ține de situația demografică, e clar că... Dar știind astăzi care este situația în instituțiile preșcolare, ne gândim că pe viitor vom avea mai multe clase. Pentru că astăzi noi cu greu acoperim toate solicitările părinților care ar dori să frecventeze instituțiile preșcolare. Dumneavoastră, din câte am înțeles, tot veniți din domeniul învățământului, ați lucrat în acest domeniu. Calitatea studiilor, mai exact, nu m-aș axa pe calitatea studiilor, dar instalarea acestor camere de supraveghere i-a responsabilizat cumva pe liceieni? Poate aveți o statistică, deoarece după primul examen de bacalaureat, când a fost susținut cu aceste camere de supraveghere, mulți s-au decepționat. După al doilea an, elevii au venit cu o seriozitate, s-au pregătit cu seriozitate față de aceste examene. Acum, cum stau lucrurile? Anul trecut am avut o cifră mai bună și anul acesta... Adică despre rezultatele bacalaureatului de anul acesta încă nu putem spune nimic. Pentru că până când, deci se cunoaște că centrele de verificare a lucrărilor de BAC sunt în municipiul Chișinău, acolo sunt toate lucrările. În data de 27-28 iunie noi așteptăm rezultatele examenilor, unde elevii care au obținut bacalaureatul vor veni în centrele de BAC și vor putea vizualiza fiecare lucrare. Și dacă elevii nu sunt de acord cu nota sau au careva dubii la careva subiect, deci ei pot să depună contestare. După ce contestările mai fac un drum până la Chișinău, până la centru de verificare și vin înapoi, deci în jur de 6 iulie vor fi anunțate notele. De câte am înțeles, în acest an a avut loc și un incident când un elev a fost dat afară. Revin la camerele de luat vederi. Deci a fost într-adevăr gălăgie mult, aș spune eu, în toată țara, 3 ani în urmă. Elevii s-au deprins, poate cumva neserios, nu tot timpul corect, nu tot timpul cinstit să susține careva examene. Aceasta este o deprindere care vine de pe timpuri, adică a copiat toată lumea cândva. Poate un pic mai mult, poate un pic mai puțin, e toată sau nu toată. Eu personal n-am copiat, eu mai știu. Dar anul acesta și anul trecut, elevii destul de serios au înțeles că nu este chestia de joacă, este serios, trebuie să fie transparent, mai ales că în regulament anul trecut au fost introduse schimbări cu referire la faptul că dacă elevul este prins cu fraudă, adică copiere, copiuță la un examen, se neagă toate celelalte examene, toate absolut. Deci dacă tu la matematică ai copiuță și te-a văzut camera, te-a văzut supraveghetorul. Adică dacă ai susținut 3 examene până la aceste examene, la cele 3 se anulează. Se anulează toate examenele și tu ai voie la anul viitor să susții toate examenele. Deci asta nu este glumă și de ce asta este un risc mare.
să vezi undeva un cuvânt care te va ajuta sau să încerci măcar să-l vezi cuvântul acesta. Este un risc, de ce copiii s-au determinat să nu mai copieze. Drept că anul acesta este realitatea că, într-adevăr, am avut un elev și un elev din liceul nostru, elev care, la primul examen, la limba de instruire, a fost prins cu careva copiuțe. A fost dat afară din sala de examene și la celelalte examene nu au fost primite. Desigur, au fost probleme, au fost lacrimi, a fost mama, a fost tata, au încercat să se adreseze la minister, dar nu se poate face nimic pentru regulamentul. Este regulament. Fiecare elev candidat la bacalaureat, înainte de a se așeza în sala de examen, scrie o declarație că el nu are asupra lui nimic, că el nu are telefon mobil, că el nu are copiuță și în momentul până vine lucrarea, el dacă scrie declarația, deci el este matur de acum. Copilul care a atins vârsta de majorat trebuie să-și dea seama că orice obligațiune care o are trebuie să o respecte corect. Da, am avut un caz anul acesta destul de neplăcut, dar numai unul vreau să zic. Unul singur. Alte cazuri nu am avut, nici de fraudă, nici de nimic. Și după examenul de bacalaureat, dar până la susținerea examenului de bacalaureat, unii elevi din Bălți și-au încercat forțele pentru a fi admiși la unele instituții de învățământ din Federația Rusă, cum ar fi Universitatea din Nizhny Novgorod, în urma unui acord semnat dintre primarul de Bălți, Renato Osată, și municipalitatea din, da, din Rusia. Da. În baza acordului de colaborare între primăria municipiului Bălți și Universitatea de Stat de Inginerie și Economie din Nizhny Novgorod plus Universitatea Agrară de Stat din Sankt Petersburg, noi deja avem o practică, pentru că anul trecut 16 elevi din municipiul Bălți au fost admiși la Universitatea de Nizhny Novgorod. Ei studiază și acum acolo și anul acesta, în luna mai, dacă nu greșesc eu, 23-24 mai, elevii care doresc să-și prelungească studiile în continuare sau cel puțin visează la aceasta, au fost invitați la liceul Gogol ca să scrie într-adevăr o testare pentru a-și prelunge studiile în Nizhny Novgorod. Vreau să zic că au fost un număr împlinitor de elevi, au fost 96 de elevi din tot municipiul, dintre care 19 elevi ne-au încredințat că ei sigur se duc la Nizhny Novgorod, dar mai știi dacă ajung. Eu cred că eleva care a fost exmatriculată de la centrul de bac de la Vasile Alexandrie n-a vrut să ducă la Nizhny Novgorod, pentru că ea nu o să mai reușească, chiar dacă este în listă și a vrut să ducă. Deci este necesar ca copilul să fie încrezut că o să țină bacul mai întâi și întâi, pentru că fără de document de susținere a bacului, el la Nizhny Novgorod nu poate să ajungă. Și plus la aceasta, elevii care vor să plece la studii după ce capătă documentul și certificatul de susținere a bacului au mai multe posibilități. Cineva dorește în România, cineva în Nizhny Novgorod, cineva în Peter, deci, oricum adică ei aleg. 90 de elevi au scris, fost admiși, de exemplu, admiși de către Instituția de Superioară de Învățământ din Federația Rusă. Deja la alegerea elevului, dorește el să meargă acolo sau nu. Da. Deci 90 de persoane au posibilitatea să învețe la Nizhny Novgorod. În bază de buget sau? În bază de testul scris care l-au reușit, l-au scris pe pozitiv, spun așa. Au scris pe pozitiv testul și ei pot să-și plângească studiile la Nizhny Novgorod. Dar din acești 90 care într-adevăr o să ajungă, sunt elevi maturi, au împlinit majoratul, au vârsta de 19 ani, ei aleg. Alegerea este în ziua de astăzi, vreau să zic, pentru Nizhny Novgorod este un cuvânt cheie care ar trebui să-i atragă pe copiii noștri, este cuvântul gratuit. Deci dacă în Republica Moldova sunt multe instituții de învățământ unde elevul trebuie să plătească contractul ca să facă studii superioare, mai sunt și alte instituții de învățământ și în Rusia și în România unde tot este contract, păi pentru Nizhny Novgorod, elevii noștri care pleacă încolo studiază gratuit. Li se oferă cămin, li se oferă studii gratuite în prima jumătate de an după prima sesie. Și dacă elevul susține, deja care este student, susține prima sesie pe note foarte bune și bune, el în continuare studiază gratuit ca pe urmă să nu fie transferat la buget. Am înțeles. Vorbim, doamna Sava, despre școli. Mai exact, am vorbit despre susținerea examenilor de bacalaureat, de capacitate în clasele primare, dar vorbim și despre întreținerea instituțiilor în sine. În acest an vor fi reparate unele
instituții de învățământ, clădirile acestor instituții de învățământ și care sunt ele? Bun. Eu doar aș completa o singură propoziție, pentru că ne privesc și părinții și bunicii, ca să știe toată lumea că examenele de absolvire a ciclului gimnazial au finisat, dar eliberarea certificatelor de studii va fi de la 5 până la 20 iulie. Fiecare elev care a susținut examenul de gimnaziu trebuie să se prezinte în instituția sa de învățământ la domnul sau doamna director și va primi certificatul de studii. Pentru că acest certificat este obligatoriu de a studia mai departe. Sau în liceu, dacă se determină să ducă mai departe în clasa 10 în liceu în care a învățat, sau în oricare altă instituție de învățământ, școală profesională, colegiu. De aceea, între 5 și 20 iulie vor fi eliberate certificatele. Ceea ce ține de examenele de BAC este un pic mai târziu, deci acolo este vorba despre o sesiune suplimentară. Candidații la BAC care au ținut pe notă negativă au sau nu s-au prezentat la examen din careva motive de boală, mai știu eu, sunt motive satisfăcătoare, pot în perioada de 17-24 iulie să susține la sesiunea suplimentară încă o dată examenele. Și tocmai după această sesiune suplimentară, în data de 28 iulie pentru cei din sesiunea suplimentară și în data de 11-14 iulie va fi eliberarea diplomelor de BAC în instituțiile, în centrul de bacalaureat, acolo unde au susținut. Eliberarea diplomelor de BAC va fi în luna iulie, pentru că elevii trebuie să reușească, părinții își fac emoții, elevii trebuie să reușească la comisia de admitere, o să reușească, dar trebuie să știe clar că și certificatele și diplomele de BAC care sunt în ziua de astăzi se perfectează la capitală și de aceea mai durează timp până ajung, până le repartizăm. De aceea până la sfârșitul lunii iulie, precis, că o să ne onorăm obligațiunea și o să repartizăm toate certificatele și diplomele. Doamna Sava, anterior v-am întrebat despre reparația grădiniților, școlilor. Mulți părinți se întreabă de ce unele și aceleași instituții de învățământ beneficiază de bani pentru mai mulți bani pentru reparații și renovare în pofida sau în comparație cu altele. Am înțeles. Este o discriminare sau ce se întâmplă? Deci, la capitolul reparații, întreținerea materială, eu aș spune, a tuturor clădirilor din subordinea noastră, noi avem, de fapt, 35 de instituții preșcolare, fiecare cu clădirea sa, care mai mare, care mai mică. Avem 27 de școli, licee, gimnazii, școli primare, care tot trebuie întreținute și care vârsta medie a fiecare este 50-70 de ani. Deci orice clădire când ajunge la un 50 de ani se deteriorează. Sau acoperișul, sau podea, sau rețelele electrice, rețelele de... Rețelele inginerești. Inginerești, da, toate. Și de aceea, oricum, toate clădirile la ziua de astăzi, afirm tare, toate clădirile din municipiul Bălți, necesită careva lucrări. Lucrări astăzi înseamnă investiții de bani. Dar banii în fiecare instituție de învățământ vin prin transfer de la Ministerul Finanțelor și depind banii nu de aceea că instituția este frumoasă sau nu prea frumoasă, zic eu, depind doar de numărul de elevi. Dacă liceul Mihai Eminescu are astăzi 1200 de elevi, conform formulei, este o formulă specială, eu nu o cunosc, dar nici dumneavoastră nu trebuie să o știți, oricum este o formulă care după care se transferă banii. Din această formulă, domnul director care este astăzi la liceu trebuie să știe că o parte, prima necesitate, se duce pentru a hrăni elevii. Sunt dejunuri gratuite pentru clase primare, sunt prânzuri gratuite pentru elevii din familii sociale vulnerabile, pentru a plăti toate comoditățile, căldură, lumină, apă în instituție, asta e 2. 3, pentru a plăti salarii la profesori. Fără salarii nu o să lucreze nimeni copii și nu o să ne facă educație de calitate. Și 4, banii rămași pentru reparații curente sau de prima necesitate, spun eu. De aceea, în liceul sau în școala unde sunt 1200 de elevi, e o sumă de bani. În școala unde sunt 230 de elevi, 340 de elevi, e altă sumă de bani. Și noi astăzi avem, zic eu, 10 școli, unde suma care îi revine școlii, îi ajunge directorului doar pentru a asigura alimentarea, salariul și comoditățile. Și atât. Punct. Și atât. Și nu mai are posibilitatea directorul să se gândească la faptul că îi ajung careva bani să facă. Și de aceea intervine administrația publică locală care de fiecare an din componenta municipală alocă surse pentru ca
careva reparații. Vreau să zic că la capitolul reparații capitale, anul de studii 2016-2017, s-a făcut multe în instituții. Dar o puneți la grădiniță, pentru că avem vreo 2 ani de când în grădiniță nu s-a făcut nimic și anul acesta în instituția numărul 19, instituția preșcolară, s-au alocat 156.000 pentru reparația sălii de sport. S-a făcut o sală de sport. În grădinița numărul 1 s-a reparat fundamentul, s-a făcut pavajul. Am avut o sumă de 900.000 de lei alocați. A fost încheiat contractul pentru efectuarea reparației acoperișului în instituția numărul 29 și elaborat devizul de cheltuieli pentru reparația capitală a acoperișului în instituția preșcolară 28. Acestea tot sunt bani alocați din bugetul municipal unde se va face. Și dacă revenim la școli, spune următorul lucru. În acest an de studiu a fost reparată capital cansageria școlii primare din satul Sadova. Este școală primară, este a noastră. A continuat reparația încăperilor interioare în școala primară numărul 21. A fost alocat 1,8 milioane lei. Școala auxiliară 0,3 milioane lei. La liceu Gogol 0,9 milioane lei. Au fost instalate geamuri în sala de sport și reparate blocuri sanitare în gimnaziul numărul 2. Au fost instalate geamuri în gimnaziul numărul 3, liceul Cantemir, liceul Lomonosov, în Cantemir 0,5 milioane, în Lomonosov 0,4 milioane. Parțial a fost reparat acoperișul în gimnaziul numărul 15. Lumea ține minte, probabil că am avut anul trecut probleme cu acoperișul în gimnaziul 15, parțial. Dar s-a efectuat reparația capitală a acoperișului din gimnaziul numărul 6. Reparația casangeriei în gimnaziul numărul 19. Deci suma totală pentru diverse tipuri de reparații în instituțiile noastre de învățământ a fost anul acesta 22,4 milioane de lei. Bani alocați din bugetul primăriei. Da. Acum, astăzi, da, s-a reparat capital, de acum reparația capitală a cantinei la liceu Mihai Eminescu. Și au fost banii lor, 1,7 milioane, s-a făcut o sală de mesă, zic eu, de nota 10. S-a făcut acoperișul în liceu Blaga, 1,3 milioane lei, acoperișul în liceu HD, 1,4 milioane lei, care continuă și până în ziua de azi. La HD încă nu s-au finisat lucrările, sperăm că până la 1 septembrie, într-adevăr, finisează. Astăzi, sala de mese și cantina în liceul Alexandrie, blocul 2 în liceul Blaga, terenul sportiv din liceul Cantemir. Chiar astăzi, la ora 10 a fost grupul de lucru unde s-a determinat câștigătorul în liceu Gogol, vor să schimbe podelele de la etajul 1 și 2 și astăzi o sumă de 0,35 milioane lei pentru liceu Gogol trebuie să fie anunțat câștigătorul după grupul de lucru. Unii părinți se plâng precum că de banii alocați din primărie beneficiază doar un șir de instituții selecte de învățământ. Este adevărat această informație sau cum rămâne? Vreau să zic că instituții de învățământ sunt într-adevăr multe, sunt 27. Într-adevăr, să ajutăm toate odată concomitent într-un an, doi, este imposibil. Deci nu vreau să zic că este un rând care va creat în primărie, dar vreau să zic că depinde de faptul cum se comportă managerul instituției, pentru că este o vorbă din bătrân care spune clar, bate și se va deschide. Deci trebuie de bătut la ușă, de făcut alarmă și atunci lumea, mă rog, se mai activizează, aș spune eu. Și plus la aceasta sunt directori de instituții, manageri, care au trecut prin concurs pentru a deveni manager anul trecut și vreo 2 ani în urmă, unde este un punct foarte clar, când fiecare director își asumă asupra sa obligațiunea de a investi careva surse financiare în instituția sa. Trebuie să scrii proiecte, să fac ceva. Noi am fost învinuiți acum, nu de mult, că investim în liceul Ștefan cel Mare. Da, dar directorul liceului Ștefan cel Mare a scris proiect, vrea să creeze în instituție un centru pentru tineret și atunci, parțial cu ambasada Poloniei, care investește, unii ei au scris proiectul, care investește 200 ceva de mii, noi, primăria, tot investim și noi bani. Și, eu știu, prindem 2 iepuri. Facem acoperișul în liceul Ștefan cel Mare și deschidem centru pentru tineret în liceul Ștefan cel Mare, de care, apropo, o să, în acest centru o să poată să-l frecventeze elevii din instituții de învățământ din cartier sau chiar din municip. Doamna viceprimar, dar o altă problemă mai gravă. Eu, apropo, la proiecte aș mai menționa, chiar este îmbucurător faptul că am avut anul acesta proiect scris de managerul, zic eu, de la instituția preșcolară numărul 12, care împreună cu ambasada
Japonia a câștigat și a făcut reparație capitală. Am avut anul acesta proiect, la ambasada Japonia a fost $83,000. Și acesta a fost din proiect și, într-adevăr, doamna și-a reparat grădinița, dar a fost inițiativa managerului instituției. Am avut cu susținerea financiară a ambasada Germaniei, instituția preșcolară numărul 16, 8.000 de euro a câștigat și s-a schimbat, s-a făcut reparație capitală deci, depinde, în cantine. Într-o oarecare măsură, depinde în funcție de manager, nu de... Depinde și de manager. Și de manager. Depinde de activismul managerului, depinde și de colectivul pedagogic care este și depinde și de situația creată, pentru că dacă o să așteptăm toți, cineva o să vină și o să ne facă, este cam o poziție greșită. Trebuie să facem noi ceva și atunci o să vină în ajutor și administrația publică locală. Eu așa ar spune. Doamna Sava, dar cum rămâne cu colectarea banilor în instituțiile de învățământ? Până în prezent mai vin semnale, precum că se adună clandestin bani pentru fie pentru profesori sau pentru alte măsuri, în afară de cele asociații părintești. Este o durere colectarea banilor în instituțiile de învățământ, și cele preșcolare, și cele preuniversitare. Zic eu de ce durere, pentru că deja de 2 ani ne străduim să luptăm cu acest fapt. Luptăm cum putem, dar rezultatele sunt undeva mai îmbucurătoare, undeva nu. Dacă pornim de la instituții preșcolare, aș spune eu că eu cred că toată lumea cunoaște că unica sursă legală de a ajuta financiar instituția care este frecventată de copilul tău, nu importă, școală, liceu, instituție preșcolară, este doar asociația de părinți. De aceea, în instituțiile preșcolare sunt create anul acesta 10 asociații de părinți. Deci din 35 de instituții avem create 10 asociații unde părintele, când vine în instituție, trebuie să facă o cerere că el este membru asociației de părinți și să-și dea acordul binevol. Repet, îl subliniez cu roșu acest cuvânt, binevol. Pentru că nu toți părinții au posibilitatea și au sursă financiară să ajute grădinița, chiar zic eu, cu un leu cu doi. Asta este realitatea zilei de astăzi. Aceasta este salarizarea noastră minimă. Acestea sunt pensiile noastre care oamenilor nu le ajung și de aceea sunt familii unde, într-adevăr, nu este posibil să ajute nici grădinița, nici școală. Și de aceea zic binevol, părintele trebuie să facă o cerere că el este membru asociației și atunci când părinții hotărăsc și directorul instituției face un demers către asociație care are nevoie de reparat acoperișul, care are nevoie de reparat sala de sport, atunci părinții la ședința părintească, care este un comitet organizatoric a acestei asociații de părinți, hotărăsc câți bani au selectat, număr, au contabil oficial acolo și de ce să facă careva lucrări. În instituții preșcolare avem un plus anul acesta, avem 10 asociații. În școli tot este problematic, pentru că avem școlile mari, liceele noastre, care sunt 12 la număr, unde într-adevăr sunt asociații de părinți și unii părinții care doresc pot participa la finanțarea școlii, la ajutorul, spun eu, de binefaceri pentru orice școală și instituție, dar avem școlile mici, gimnaziile noastre, unde părinții nu prea doresc să creeze asociație și nu putem interveni nici noi, prin niciun fel de metodă, nici managerii instituției, nici profesorii. Deci aceasta este o asociație care trebuie să vină din inițiativa părinților și doar a părinților. Și dacă părinții nu doresc, noi nu putem să-i implicăm în aceasta. Și atunci eu spun tare, acum să mă audă toată lumea, că atunci când doriți să procurați în clasă boiler, atunci când doriți ca copilul dumneavoastră să aibă draperii de culoare cu fonul care este în clasă sau schimbați podeaua, schimbați mobilierul, atunci, dragi părinți, trebuie să știți că legitim o puteți face doar atunci când aveți asociații de părinți și trebuie banii selectați să fie, într-adevăr, să fie numărați bine și să fie contabil și să fie totul creat prin asociație sau prin sponsorizări. Adică este un părinte sponsor care, eu știu, este, are ceva, activitate privată, are posibilitate să schimbe sau să cumpere un cooler în clasă, de ce nu? Poate să o facă. Dar scrie lucrul acesta, se adreseze la directorul instituției și atunci directorul primește acest cadou cu mare plăcere. Numai așa este. Dar toate ceilalți colectări de bani care sunt în fondul clasei, școlii, dacă nu există asociații de părinți, sunt într-adevăr ilegale.
luptăm cu acest lucru, când ne confruntăm cu aceste probleme, părinții zic una, învățătorii zic alta, mai mult ca atât, un părinte poate să zică, ceilalți 20 poate să contra, spună contraargument. Și de aceea sunt probleme cu care nu trebuie să mă ocup eu, probabil nu trebuie să ocupi directorul, noi avem alte probleme. Este o organizație specială care se numește CNA, vi se cere, vi se pune cuțitul la gât, nu sunteți obligat, nu aveți decât vă duceți la CNA, scrieți cerere și atunci organele speciale se vor ocupa cu acest lucru, pentru că nimeni nu are dreptul să ceară de dumneavoastră un leu. Dar în municipiul Bălți este o problemă mai stringentă, este problema dispariției unor gimnaziilor sau școlilor de limba rusă, cu instruire în limba rusă. De exemplu, în cartierul 8, numărul elevilor la un gimnaziu scade în fiecare an. Întreținerea blocului este costisitoare. Cum rămâne cu această instituție? Deci eu vreau să zic mai întâi de toate că nu este corect să spune că gimnaziile sunt cu limba rusă. Noi, de limba fapt, de instruire. Limba de instruire, da, limba rusă. Vreau să zic că de numărul total de elevi din municipiul Bălți, care reprezintă astăzi 13.268 de elevi, avem astăzi în municipiul Bălți, o jumătate sunt elevi care se instruiesc în liceele și gimnaziile cu limba română de studii. Cele patru licee cu limba română de studii și un gimnaziu sunt jumătate de elevi. Deci cealaltă jumătate revine la instituțiile de învățământ cu limba rusă de studiu. Dar ele sunt mai multe la număr. Sunt 20. Și de aceea jumătate din elevii Bălțului sunt plasați în cele 11 gimnazii care sunt cu limba rusă de studiu, dar ca număr elevii moldoveni oricum sunt egal, jumătate la jumătate. La capitolul gimnazii și problema care este în ziua de astăzi cu referire la întreținerea clădirilor unde își fac studii elevii din gimnaziile noastre, aș spune următorul lucru. Înscrierea elevilor în școli se face mai întâi și întâi la solicitarea părinților după districtele unde locuiesc. Orașul este mic, dar fiecare părinte deja este deprins cu faptul că copilul trebuie să frecventeze sau instituția preșcolară, sau gimnaziu, sau liceul în cartierul unde locuiește. De aceea, din momentul ce ne vom gândi să închidem vreun gimnaziu din cartierul 8 sau din cartierul Dacia, trebuie să ne gândim la faptul că o să avem probleme, într-adevăr probleme, cu părinții care trebuie să fac cheltuieli adăugătoare cu copii ca să frecventeze o altă instituție de învățământ din alt district. De aceea nu mergem până când la pasul acesta de a închide careva gimnaziu și ne străduim din toate puterile, într-adevăr, să le ajutăm să-și întrețină clădirile după posibilități. Dar una din soluții ar fi darea în arendă a spațiilor libere care sunt în instituția dată. Și anume, avem așa o practică. Gimnaziul numărul 3, deja de mulți ani, dau în arendă pentru o instituție superioară de învățământ, care este Institutul American la noi, privat. Gimnaziul numărul 4, un bloc aparte, este dat pentru utilizare vremelnică liceului Moldoturc, Orizont. Gimnaziul numărul 2, o parte este dată pentru școala sportivă. Anul acesta, apropo, s-a făcut reparații. Acolo știm noi că se ocupă cu tenisul. De ce este dată? În gimnaziul numărul 14, de la cartierul Dacia, o parte este dată pentru servicii de asistență psihopedagogică. Și de aceea ne străduim. Aceasta ar fi una din rezolvarea acestei probleme. Și altă rezolvare ține de faptul că, am mai zis-o de fapt, managerul instituției, fiind bun manager, trebuie să gândească careva proiecte, careva investiții și să-și rezolvă problema. Am finalizat cu anul de studii, cu examenele. Copiii, după un an de muncă sârguincioasă asupra cărții, merg la odihnă. Da. Am înțeles că în Bălți sunt și tabere de odihnă. Da. Câți copii au mers? Care este aportul primăriei? Au fost sau sunt copiii care se odihnesc din banii primăriei? Da, desigur. De fapt, în municipiul Bălți există doar două tabere de odihnă și întremarea sănătății pentru copii.
una din tabere este privată, Dumbrava Albă, și tabăra a doua, tabăra Olimpieți, este tabăra care se află în subordinea și în gestiunea administrației publice locale, a Direcției Învățământ, Tineret și Sport. În fiecare an, în această tabără, care se numește Olimpieți, de către administrația publică locală, prin Consiliul Municipal Bălți, unde se spune la Volt, se alocă surse financiare. Surse financiare anul acesta au fost alocate 279.000 de lei doar pentru alimentația copiilor și de tot au fost 830.000 pentru careva reparații. Dar vreau să zic de la început să cunoască toată lumea câți copii frecventează și cum ajungem, care e procedura de a ajunge în această tabără. Deci de tot sunt trei ture. Prima tură a început la 12 iunie. În fiecare tură se odihnesc până la 170-180 de copii. Deci planificăm pentru anul acesta aproape de 500 de copii, 480-465. Foile pentru odihnă în tabără de odihnă Olimpieți au fost repartizate în fiecare instituție de învățământ. Fiecare instituție de învățământ am primit foi pentru diferite ture și mai întâi și întâi vreau să zic că este un cuvânt, iubesc eu să zic cuvânt, cheie, gratis. Este unica tabără din Moldova unde copiii se pot odihni gratis. Deci foaia nu costă nimic pentru părinte, pentru copil și de aceea mai întâi ne gândim la copiii din familii social vulnerabile care nu au posibilitatea să trimite copiii în alte tabere care sunt plătite și care sunt poate mult mai bune decât a noastră. Adică nu există o sumă simbol? Cum... Nu există nicio sumă, nici simbol, nici nesimbol. Deci este tabără gratis absolut, unde toate cheltuielile se fac din fondul municipal, din bugetul primăriei. Bugetul primăriei, da. Numai aici. Și pentru alimentarea copiilor de 4 ori pe zi este alimentat copilul și pentru întreținerea lor, cheltuieli de apă, lumină, toate cheltuielile se fac din bugetul primăriei. Și nu este absolut nicio plată. Este unica tabără din Republica Moldova, care a mai rămas de pe timpuri. Desigur, Direcția Învățământ depune probabil toate eforturile în fiecare an să aducă această tabără la condiții mai prielnice pentru copii, adică să fie mai interesant. Anul acesta, de exemplu, s-a alocat, nu mai țin minte, suma pentru a repara sala de mese. Au făcut-o mai bună, au construit două foișoare, da, noi anul acesta sunt, pentru că copiii la umbră se poate, sau la ploaie se poate să-și petreacă timpul. Fiecare căsuță unde locuiesc copiii parcurs de două săptămâni, a fost vopsită, a fost adusă în ordine, eu știu, mai au fost schimbate tapetele cu ajutorul și din sursele de finanțare din la fiecare instituție de învățământ, adică toate căsuțele din tabăr sunt repartizate pentru instituții de învățământ. De exemplu, liceul Maiakovski răspunde de cantina școlii, trebuie să o aducă în ordine. Liceul Mihai Eminescu răspunde de sala de odihnă, este așa o sală, un club acolo unde răspund. În restul, liceele și școlile au câte două, trei căsuțe a copiilor care le vopsesc, fiecare director are grijă ca un gospodar să o aducă în ordine. Aceasta și este activitate de caritate din partea fiecărei instituții și ceea ce pot îi face pentru ca copiii lor să odihnească. Dar, în afară de aceasta, începând cu anul trecut, ne-am determinat că și copiii olimpici, copiii care au câștigat la Olimpiade, care au rezultate frumoase, care sunt eminenți, toți pot să beneficieze de o foaie în această tabără. De ce avem și copii din familie social vulnerabil și copiii care au careva succese, dar nu careva, dar succese foarte frumoase la învățătură, tot să aici. Ce aș dori să vă întreb? După odihnă, unii părinți, iată în acest an, din câte am înțeles, unele grădinițe vor lucra în perioada de vară. Din câte am înțeles, da. Ministerul Educației a dat un ordin prin care trimite angajații instituțiilor preșcolare în așa zis concediu forțat de 45 de zile. Ce se va întâmpla la Bălți? Deci trecem așa la instituțiile de educație timpurie, la grădinițele noastre, care într-adevăr sunt în număr de 35 în municipiu, astăzi activează 34 pentru că avem instituția preșcolară numărul 2 care este deja al doilea an în reparație. Apropo, vreau să bucur locuitorii de la cartierul Bălțul Nou pentru că și anul acesta, către 1 septembrie, într-adevăr planificăm să o deschidem. Deja avem peste 4 milioane
finanțare în instituția preșcolară numărul 2, unde s-a schimbat acoperișul, acum se fac lucrări de reparație capitală înăuntru grădiniței. Deci activează astăzi 34 de grădinițe. Din aceste 34, prin dispoziția primarului, doar două, grădinița 7 și grădinița 24 sunt închise pentru o perioadă de 2-3 săptămâni, pentru că trebuie să desfășoare reparație în sala de mese. Probabil o hotă au depus în grădinița 7, pare mi se, și în 24 rețelele de canalizare, ceva trebuie să facă reparație. Deci ea se închide, dar înainte de a închide grădinița a fost făcut un sondaj cu părinții și părinții absolut toți cunosc, li s-a oferit loc, dacă părinții sunt în serviciu, li s-a oferit loc în altă grădiniță care este în acest district. Deci vara, în această vară grădinițele din Bălți? În această vară nicio grădiniță din Bălți nu se închide, absolut niciuna. Toate grădinițele lucrează în regim normal. După sondajele care au fost efectuate de către direcția învățământ și din fiecare instituție preșcolară care este, s-au efectuat careva sondaje să vedem numărul de copii, pentru că el oricum vara este mai mic. Pentru că mulți părinți au posibilitatea și dorința ca copilul să fie la mare, la munte în perioada verii și este normal cine are posibilitate și de aceea unicul lucru ce poate să fie, poate să schimbăm numărul de grupe. Adică să nu fie 10 grupe în grădiniță, dar să fie 7, pentru că o să fie numărul de copii mai mic. Dar care e procedura, doamna Sava, de înregistrare a copilului în grădiniță, de a fi admis un copil la grădiniță? Este procedură foarte simplă. În municipiul Bălți există Direcția Învățământ, Trenerii și Sport, la etajul 4, în biroul 421, este specialist principal pentru educație timpurie, doamna Nele Marteniu, care în fiecare zi de marți, în fiecare zi de marți, de la ora 13 până la ora 17, primește cetățenii cu certificatele de naștere copilului pentru a fi înmatriculați în instituții preșcolare. În instituția preșcolară se matriculează copilul de la naștere, dar oricum, undeva ca să nu schimbe omul locul de trai, undeva de la un an de zile de acum toți doritorii pot să vină în birou 421, se înmatriculează copilul într-un registru special și primește părintele un bon cu un număr oarecare, pentru că înmatricularea se face la dorința părintelui în districtul în care locuiește. Pentru că dacă în cartierul Dacia sunt trei instituții preșcolare, noi avem posibilitatea să acoperim practic toate solicitările părinților care locuiesc în cartierul Dacia. După aceasta, la împlinirea vârstei de 3 ani, părintele cu acest bon se duce în instituția preșcolară unde a solicitat să fie înscris și șefa grădiniței este obligată să-l primească. Dar uneori sunt probleme. O zic așa cum este, pentru că problemele sunt mai întâi și întâi părinții solicită grădiniță mai devreme de 3 ani. În anul trecut și în anul acesta de studii, din 35 de grădinițe, noi în 25 am deschis grupe de creșă. Am deschis grupe de creșă pentru că mămicile nu au posibilitatea să stăie până în 3 ani acasă și când copilul îmi primește 2 ani, un an și 8 luni, mămica solicită să iasă la serviciu și copilul trebuie să stea în grădiniță. De aceea noi am deschis grupe de creșă și grupele de creșă, apropo, sunt tot după districte, măcar că mămicile uneori solicită ca creșa să fie alături de serviciu, nu numai decât acolo unde locuiește în district. De aceea ne străduim să rezolvăm această problemă, dar sunt grădinițe supra-solicitate. Grădinița 1, grădinița 10, grădinița 33, grădinița 43, într-adevăr, sunt supra-solicitate. În grupă frecventează copii mai mult de 30 de copii. Nu pot să nu o spun, dar aceasta este realitatea, pentru că în grupă trebuie să fie 25 de copii, dar nu 35 și nu 32. Dar avem grădinițe acestea care sunt supra-solicitate, probabil din cauza că municipiul este mic, se aude și se vede ceea ce se face în instituție, educatorii, profesorii, zic la general. Deci calitatea instruirii este o reclamă. Calitatea instruirii este o reclamă. Dar dumneavoastră credeți de ce în liceu Mihai Eminescu sunt 1200 de elevi? Pentru că pe parcursul anului liceu Mihai Eminescu și-a făcut o reclamă. Dar cum să-mi facă reclamă dacă elevii olimpici care sunt în municipiul Bălți, 95 la număr plecați în Chișinău, au venit 43 din ei, au venit cu locul 1, 2 și 3. Din care majoritatea sunt din liceu Mihai Eminescu. De aceea, reclama este reclamă și părinții vor. Ei, după ce vor, se mai întâmplă și probleme, se mai lovesc, se mai ciocnesc cu diferite. Dar în acest an, câți micuți vor merge în clasa întâi?
vis-a-vis de înmatricularea copiilor în clasa 1, vreau să zic că este de acum de 2 ani o metodologie care este elaborată de Ministerul Educației și conform metodologiei se înscriu în clasa 1 a elevii în două etape. Prima etapă a fost deja de la 1 aprilie până la 19 iunie. În această etapă se înscriu copiii doar din districtul școlar, adică unde locuiesc părinții, în acel district școlar, acolo trebuie să ducă adeverința de naștere și acolo este și un certificat medical, apropo, care trebuie să-l prezinte. Și după ce se înscriu copiii în clasa 1 după districtul școlar, este și a doua etapă, care va fi de la 1 până la 24 august. Și lămuresc foarte clar că în etapa a doua sunt cereri mai multe decât în prima, pentru că multă lume dorește să frecventeze acea instituție de învățământ care nu corespunde cu districtul școlar, dar are un nume, da, aș spune eu. Și de ce e de la 1 până la 24 august, mai așteptăm elevi care o solicite, adică părinții mai mult solicite aici, că clasa 1 sunt micuți și nu prea știu ei să se orienteze încă, dar oricum instituțiile cu nume au și elevi mulți. Școala 21, de exemplu, ieri am vorbit cu doamna director, are 6 clase de întâi. Liceul Vasile Alexandrie are 5 clase de întâi. Liceul Mihai Eminescu, 6 clase de întâi. Liceul Blaga, multe clase. Deci, în total, în instituțiile în anul de studiu 2017-2018, au fost înmatriculați în cele 24 de instituții de învățământ 755 de copii în 54 de clase. Noi deja avem înmatriculați, dar asta e numai prima etapă. Eu repet că de la 1 august până la 24 august o să fie înmatriculări încă. De ce? Sper eu că vom avea elevi și pentru liceu și rezultate frumoase. Bine, vă mulțumim foarte mult, doamna Sava, că ați acceptat invitația noastră de a participa la emisiunea Față în Față. Vă mai așteptăm la alte ediții. Vă urăm succese. Și stimați telespectatori, alături de noi a fost viceprimarul orașului Bălți, doamna Lilia Sava. Eu mă numesc Dumitru Pelin și vă urez o seară cât mai liniștită. Mulțumesc!